Orașul de la malul Mării nu se poate lăuda decât cu aproximativ 2 km de piste special făcute pentru biciclete. E nevoie de mai multe piste și bine organizate. Adică, uitați, aici am auzit foarte mulți pietoni care se plâng de pistă, pentru că n-au loc pietonal. În centrul orașului a fost amenajată cea mai nouă zonă destinată pietonilor și bicicliștilor, doar că socotelile de acasă nu se potrivesc mereu cu cele din teren. Astfel că, în loc să ajute bicicliștii, administrația publică locală pare că mai rău i-a încurcat pe oameni. Imediat de cum trec intersecția, bicicliștii au de evitat o primă probă cu obstacole, cea de evitat stâlpișorii, și urmează o altă probă mult mai dificilă, cea în care va trebui să ocolească și pietonii care circulă pe pista de biciclete, dar ultimul obstacol urmează. Administrația publică locală le-a pregătit o curbă de 90 de grade, unde fie trebuie să încetinească foarte mult, fie nu vor mai apuca să ia această curbă în condiții de siguranță. Radu lucrează de mai multă vreme în țări precum Danemarca și Olanda, acolo unde autoritățile au acordat o mare atenție infrastructurii rutiere pentru biciclete. Este de părere că primăria Constanța nu a tratat această problemă cu seriozitate. Circul des cu bicicleta în Constanța? Circul destul de des. Îmi place mișcarea, activitatea. Cum ți se pare traficul în Constanța cu bicicleta, pe bicicletă? Mi se pare destul de nasol, având în vedere că nu prea sunt piste de bicicliști. A încercat primăria să ne ofere, să zic așa, o pistă sau niște piste, dar... Prea puțin? Prea puține și foarte prost făcute, să zic așa, adică nu prea locuri... Nu doar autoritățile ar fi vinovate, ci și anumiți cetățeni. După ce administrația publică locală nu s-a îngrijit să creeze destule piste pentru bicicliști, nici participanții la trafic nu le acordă o mare importanță, așa cum puteți observa și în imagine, un scooter parcat chiar pe pista de biciclete. Se dori piste de biciclete? Da, absolut. Da, avem, deja avem. Și sunt destule?